posibilitatea de a exprima câteva gânduri despre simpozionul seriei filocratice. Înainte de a veni aici, vorbeam cu părintele profesor Constantin Coman, din 93 se organizează acest simpozion și cred că este o lucrare în mijlocul studenților, tinerilor din universitățile bucureștene și care la un moment dat s-a avut capacitatea de a se răspândi aproape la nivel național. Este pentru noi un eveniment, simpozionul de anul acesta și cu permisiunea dumneavoastră și pentru a vă provoca, pentru faptul că simpozionul este abia la început, am amânat începerea simpozionului datorită evenimentelor care au avut loc anul acesta în București, în cadrul Patriarhiei Române, și pentru că sunt implicate persoane care au fost implicate și în evenimentele din cadrul Patriarhiei, și am să vă prezint doar titlurile, nu vă voi spune conferențiarii, temelor pe care le vom susține inclusiv în anul care urmează, pentru că vom împărți simpozionul în două, fiind acest motiv. Așa cum ați auzit de la Andreea, tema simpozionului este Părintele Staniloae, Patriarhul Teologiei Românești și simbol al ofrandei neamului românesc, pentru faptul că Părintele Staniloae este un simbol al ofrandei acestui neam. Iată titlurile pe care le propunem, le-am propus, le-am primit binecuvântarea Prefericitului pentru a le susține. Ofranda unui popor creștin adus în slujba Evangheliei, mucenici, cuvioși, teologi, slujitori, în prestolul Catedralei Mântuirii Neamului Românesc. Adică odată cu pictoria unei catedrale de asemenea, la asemenea nivel, punem cu ocazia aceasta simbolic, așa cum a fost pus în prestolul catedralei, punem și imaginea, lucrarea acestor mari trăitori ai neamului. Apoi e în seara aceasta, Părintele, cu conferința pe care ați auzit-o. Apoi, o altă temă, Filocalia, în traducerea Părintelui Staniloae, reper fundamental în devenirea spirituală și culturală a poporului român, în care a rodit Părintele Staniloae. Apoi, o altă temă, Frumosul Divin oglindit în suflet, în sufletul românesc. Și o altă temă, croit din aceeași stofă cu părinții bisericii, cum a s-a exprimat cândva Părintele Placidiu Sei într-o lucrare, confident al tainei Sfintei Treimi. V-am spus acestea doar ca să vă provocăm un pic pentru a ști că este un simpozion foarte consistent, ne dorim lucrul acesta. Și acum, înainte de a da cuvântul Părintelui profesor Constantin ca să prezinte puțin, să facă introducerea, de fapt, intervenției Părintelui Arhimandrit, aș vrea să vă spun că prezența părinților în seara aceasta, Părintele Vasilios Gonicatis și Părintele Cristofor, este un eveniment pentru mediul universitar, pentru faptul că părinții au venit și prin cuvântul Părintelui Vasilios a venit să dea o mărturie vie a unei teologii concrete care s-a născut și se naște din trăirea concretă a prezenței lui Hristos în viața monahilor din Muntele Athos și în jurul liturghiei. Aș vrea să vă spun doar două, vă citesc doar două
câteva pasaje din dintr-una din lucrările Părintelui, pe care Părintele Decan a amintit-o, cuvinte ale Părintelui Vasilios. Iată ce spune. A scrie teologie ortodoxă este la fel de greu ca și a înceta să mai trăiești pentru tine însuți, trăind pentru Cel care a murit și a înviat pentru noi. Teologia, observa Părintele din textul Scripturii, care izvorăște din Cuvântul lui Dumnezeu revelat, este vie pentru că, zice Părintele, Iisus Hristos, când a fost provocat la discuții de cărturar, a tăcut. De ce? Pentru că n-a venit să vorbească, să conferențieze, să țină discursul. Ci a venit în viața noastră, în umbra morții în care trăiam noi, în care eram, în latura morții și ne-a dăruit viață. E bine, cuvântul părinților este viu și dătător de viață și mă bucur că este această conferință în Facultatea de Teologie pentru a se întâlni atât lumea academică din cele din universitățile din București, cât și studenții de la teologie. N-am crezut că vom realiza această întâlnire, dar mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit să îl avem pe Părintele Vasilios în seara aceasta și mulțumesc Părintelui Profesor Constantin Coman care m-a ajutat să facem această lucrare, să-l aducem și îi rugăm acum să ne prezinte cuvântul pe care l-a pregătit, pe care ne-l va susține. Foarte multe introduceri, am să spun și eu.